Cei doi bărbați, victima și presupusul criminal, au mers ieri la cosit, au mâncat și au băut împreună, însă la un moment dat s-au certat. Din acel moment, nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat. După ce Nicolae Ciudanu a fost găsit mort pe o uliță, localnicii își pun acum multe semne de întrebare. Dar nu știu nimic. Știu că au avut niște teren unul la altul, s-au ajutat la muncă, dar cazul nu știu, n-am de mult să știu. Și era mort, acolo era lumea multă strânsă pe el? Venise poliția de la Roșia. Și l-au văzut tăiat acolo, l-au era acoperit cu o pătură. Ați auzit ce s-a întâmplat? Nu, am auzit că l-au omorât, dar nu știam cine. Polițiștii au demarat ancheta în acest caz, iar până acum au fost audiați mai mulți suspecți. Gheorghe Albeanu este însă singurul care spune că el l-a omorât pe bărbat, pentru că victima îl amenințează cu moartea. Se pare că a fost un conflict în ziua precedentă între două persoane. Ulterior, nu avem lămurit cum s-a derulat conflictul în continuare de s-a ajuns la înjunghierea victimei. Există mai mulți suspecți, au fost conduși la postul de poliție, urmează să le luăm declarații, să lămurim toate împrejurările în care au fost reușite. Fiul suspectului nu crede nici el că tatăl său a omorât pe cineva. A ținut calea să mă omoare el pe mine, m-a bătut pe câmp, pe la vaș, pe acolo, pe vale, aici mi-a sunat a doua oară, m-a omorat. Am dat cu cuțitul, când a venit la mine să-mi dea în cap, am dat cu cuțitul mort. Pe ce vă certați? Nu ne-am certat, că a fost și la mine, am cosit cu oamenii pe aceea, nu ne-am certat deloc. Aseară ce a venit, a fost beat, a venit, m-a bătut acolo la vite, în vale, când m-a dus să iau vitele. Și după aia mi-a ținut calea aici. Nu ne-am certat până aici. Dar l-așteptați cu cuțitul de aveți la dumneavoastră? L-aveam la mine cuțitul, că mi-am dat seama că el m-a așteptat aceea să mă omoare. El când a venit către mine, am dat cu cuțitul, i-am băgat cuțitul în bucă. O lovitură i-am dat. Ceilalți suspecți, în afară de bătrânul care spune că el a omorât pe bărbatul de 54 de ani, mai sunt alți trei nepoți ai victimei.